Vă salut, bunii mei prieteni, trecem de zor la treabă. Vă amintesc să puneți un like, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să deveniți patroni dacă vă puteți permite acest lucru. Eu rămân recunoscător patronilor noștri care contribuie constant la supraviețuirea noastră și la șansa pe care o mai păstrăm noi pentru o schimbare situației în zona. Vedeți că eu mă bâlbâi și evit cuvintele de stat, țară. O să mă refer și astăzi la lucrurile astea, pentru că chiar dacă m-am referit adeseori la aceste chestiuni, este bine să repet și să dau noi nuanțe. Abonați-vă, puneți un like și deveniți patroni. Eu am anunțat în principiu temele discuției noastre, am spus că voi vorbi astăzi despre război în continuare și cred că am ce vă spune despre război, am ce explica și o să vă răspund și la întrebări. O să vorbesc despre situația din Republica Moldova, inclusiv despre o vizită apropiată a Maiei Sandu în Republica Moldova, care se așteaptă, se pare că. Și am văzut că a efectuat o vizită în Republica Moldova și șefa Procuraturii Anticorupție, Drăgălin, și se pare că este chiar la o emisiune televizată în aceste clipe, am să o privesc neapărat. Sunt preocupat de acest subiect pentru că ocupația noastră permanentă a fost să luptăm cu mafia din țara asta și în cazul statului capturat și acum în cadrul statului eșuat continuăm să monitorizăm terciu din capetele guvernanțelor. Și am mai anunțat un subiect, cred că foarte personal, dar despre care o să vorbesc la început. Este vorba că mai multă lume m-a întrebat și în privat și pe rețele de socializare de ce mi-am permis să-i zic secătură unei doamne respectabile pe nume Ana Racu, care este deputat al majorității parlamentare și membru a Comisiei pentru Securitatea Statului și cum mai este această comisie. Secătura respectivă, pe care am numit-o secătură și o numesc în continuare secătură, eu am să încep cu asta, adică o să mă strădui să vă vorbesc scurt, o să vă amintesc despre o situație. Eu, ca să lămuresc lucrurile, dumneavoastră știți că eu m-am străduit în 11 ani de când vorbesc eu în cadrul acestei emisiuni, nu cred că poate cineva să-mi reproșeze că eu am abuzat de problemele mele sau de persoana mea. Chiar dacă unii mi-au reproșat că eu foarte des pronunț cuvântul eu și asta ar vorbi despre un ego foarte pronunțat al meu, nu, eu nu consider că am un ego peste limitele admisibile. Eu consider că sunt un om ambițios, că mă iubesc pe mine însumi, dar măsura dragostei mele pentru mine e o măsură cu dragostea față de aproapele. Apropo, învățământul biblic, cel care a făcut o răsturnare în lumea asta, în lumea creștină cel puțin, este să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În învățătura noastră creștină este dată și măsura în care trebuie să-l iubești pe aproapele, în măsura în care te iubești pe tine. Adică dragostea de sine nu este condamnabilă, ea este la locul ei, atunci când te iubești pe tine, iubești ființa lui Dumnezeu și este dată măsura acestei dragoste, este să iubești pe tine însuți, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este dată exact. Deci dacă te iubești pe tine mai mult, ești egoist, dacă iubești pe aproapele tău mai mult decât pe tine, ești un tâmpit. De-aia vă spun că această măsură, eu mă strădui să o respect în tot ceea ce fac eu și nu cred că am abuzat în cadrul acestei emisiuni de persoana mea. Eu am vorbit foarte rar despre mine, nu m-am victimizat, noastră n-ați auzit să vă vorbesc despre, așa cum au vorbit de alte, despre faptul că am fost vânat, că am fost urmărit, că am fost persecutat, că m-au otrăvit, că viața mea este în pericol.
Deci eu au fost câteva cazuri când viața mea chiar a fost în pericol și am fost prudent, fără să vă vorbesc dumneavoastră, și am vorbit atunci când am considerat că este bine să spun acest exemplu. Foarte puțin am vorbit despre război. Eu, spre exemplu, uitați, acum am să fac o distinuire, a apărut o carte a prințului Harry, care vorbește despre monarhia Marii Britanii, care este un element, eu sunt republican ca și factor, eu sunt liberal și republican, adică eu cred în republică, eu nu sunt monarhist sau n-am pledat niciodată pentru monarhii și autocrație, dar există monarhii tradiționale, monarhii constituționale, monarhii care se încadrează perfect în lumea modernă, iar coroana Marii Britanii este o chestiune din trecutul Marii Britanii, dar o perlă care s-a încadrat bine în lumea modernă și este partea statului de drept Marii Britanii și este un simbol pentru întreg Imperiul Britanic, adică și cei care acceptă Australia și alții care se aparțin lumii occidentale și acceptă și sunt supușii coroanei Marii Britanii. Și vă spuneam că prințul ăsta, Harry, a făcut o carte în care a descris tot felul de trăsnăi, inclusiv a ajuns, de ce v-am spus exemplul ăsta, sunt multe prostii acolo, poate vreodată când o să avem timp o să vorbim, ăsta ajunge până la a spune că el a fost ostaș în Afganistan și ar fi împușcat dintr-o mitralieră vreo 20 de afgani. Vă zic că oamenii care au fost real pe câmpul de luptă nu cred că pot să spun așa ceva. Eu defulez, eu am făcut procesele mele de conștiință după război, v-am mai spus lucrul ăsta, dar eu am defulat permanent aceste lucruri. Astea sunt lucruri dramatice, astea sunt lucruri tragice, dacă vreți, și un om care real a fost la război și a fost în condiții de război și a ținut arma în mână, a utilizat această armă, nu o să vă povestească niciodată cum a împușcat el oameni pe câmpul de luptă. De aia mie mi se par lucrurile astea legate de victimizarea oamenilor publici, de modul cum sunt ei persecutați, de modul cum sunt otrăviți, de modul cum au făcut ei tot felul de vitejii. Mie mi se par lucruri care nu și-au locul într-un discurs public. Și din cauza asta eu am dozat foarte bine să vorbesc despre mine, despre faptul că eu am fost și faptul că eu am dozat lucrul ăsta câteodată mi-aduce prejudicii, pentru că apar tot felul de tâmpiți care te întreabă: dar ce-a făcut ăsta? Eu rămân perplex, adică lumea nu știe, de nici nu vreau să le spun de fiecare dată. Dom'le, eu sunt cavalier a Ordinului Ștefan cel Mare. Eu am luptat pentru țara asta, eu mi-am pus viața în pericol, pe când oameni de vârsta mea, care acum sunt rădăcini de foc ai Basarabiei și luptă patriotic pentru unire, erau de vârsta mea și erau aici, dar care n-au catedixit să înroleze într-o unitate militară și să-și apere cauza pentru care au luptat. Există, eu cred că sunt mulți oameni în spațiu public care n-au luptat niciodată nici pentru o cauză, dar le-au declarat aceste cauze. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că vreau să vă spun în legătură cu această tipă, Ana Racu. Eu nu știu nimic, eu nu o cunosc, nu o știu, n-am văzut-o. Prima dată am făcut cunoștință cu ea în momentul în care a ajuns la mine informații. Și vă spun acum și pun punct, pentru că eu m-am gândit inițial că o să am un proces de judecată cu ea, dar nu vreau. Dacă mă dă ea în judecată, eu o să merg cu probleme în judecată, ca să vă explic despre ce e vorba. Deci, tipa asta a fost șefă de departament la departamentul instituției penitenciare în perioada în care eu eram la pușcărie. Deci eu am fost, pentru cei care nu știu, eu am fost băgat la pușcărie după evenimentele din 7 aprilie, pe data de 8 dimineață, eu am fost arestat și băgat la pușcărie. Prin intervenția pentru procedură de urgență a CEDO, eu am fost scos din pușcărie. Statul Republica Moldova a făcut o înțelegere amiabilă cu mine și eu n-am mai mers cu documentele la CEDO, pentru că acel dosar n-avea pe fond, n-avea nimic. Deci eu eram învinuit în două dosare, organizarea dizordinilor de masă și uzurparea puterii de stat. Dosarul a fost făcut la comanda lui Voronin. Voronin a vrut să răzbună pe mine, dar uitați-vă că mie de fiecare dată mi-amintește lumea că eu am fost consilierul lui Voronin. Eu nu mi-am pierdut respectul de sine în perioada în care a fost consilierul lui Voronin și nu mă interesează atitudinea altora față de mine, pentru că eu știu că am făcut exact ce a trebuit să fac la acel moment. Și am fost în locul potrivit și am făcut ce trebuie să fac la acel moment, mă iertați. Deci,
Deci, când vă spun lucrurile astea, vă spun despre o chestie, despre o perioadă a vieții mele în care eu m-am aflat în penitenciarul numărul 13. În penitenciarul numărul 13 eu m-am aflat 61 de zile. În perioada aceea, eu am fost o perioadă lungă, cred că 24 de zile, eu am fost ținut într-o, așa zis, mă iertați de terminologie pe care o să o folosesc, în preshata. În casă, în celula aceea, erau doi foști polițiști și un fost gardian de la Cricova care stătea, erau condamnați toți trei și unul din celula aceea a fost deputat, fost polițist, fost deputat, fost om de afaceri, deci un criminal renumit în Republica Moldova, deci era ca și cum șeful acelei celule și era pus în celula aceea să facă presiune asupra mea. Nu știu, ei fac chestia asta în pușcărie, probabil că pun camere de luat vedere, pun aparate de ascultat. Ăsta era pus să mă provoace pe mine ca să-mi facă vreun dosar penal în pușcărie. Și avocatul meu mă ruga, rabdă-l, dar eu nu vă pot spune acum în detalii cum se fac presiunile astea. Ele sunt presiuni foarte grele, presiuni psihologice la care tu ești supus și este în custodia lor. Deci tipa asta era șeful de departament în momentul în care eu eram supus unei terori psihice, fizice, de care vreți în pușcărie. Eu am ajuns la un conflict cu tipul acela și eu până la urmă am fost dus la subsol. La subsol v-am vorbit eu altă dată aproape cu elemente așa ușoare despre modul în care făceam de gardă ca șobolanul Cuzea să nu ne roadă bubinul de la WC-ul. Dar nu v-am spus că WC-ul acela era pe un pedestal, era pus la înălțimea de vreun metru și eu când utilizam vasul acela de WC-ul aveam impresia că sunt văzut din Piața Mare Internațională. Credeți-mă, e foarte umilitor. Și eu nu știu ce filmări, ce ascultări au ei din camerele de luat vedere, dar tipa asta pe un chat. Și eu am screenshot-ul de pe chat unde a spus că ea știe elemente din aflarea mea din pușcărie, despre mocanul ăsta care a stat în pușcărie și ea știe despre mine ce am făcut eu în pușcărie. Credeți-mă, chestia asta este extrem de ofensatoare și femeia asta a încălcat cel puțin deontologia profesională, căzătura asta umană, secătura asta de Ana Racu, care a trecut filtrele Maie Sandu, care acum e deputat. Deci secătura asta, eu am toată dovada faptului că ea a vorbit așa pe chatul ăsta. Adică, ca să înțelegeți, eu am să vă compar, imaginați-vă dumneavoastră, oameni simpli care n-ați trecut prin experiențele mele de viață, imaginați-vă dumneavoastră că ați fost la un medic, ați avut o problemă medicală intimă legată de intimitatea dumneavoastră. Și noastră auziți că medicul respectiv la un moment dat vorbește, las că știu eu pe asta, las că știu eu pe asta. A fost la consultații, la mine, am văzut eu, m-am uitat eu în toate găurile lui și am văzut. Deci este revoltător. Ea a încălcat cel puțin deontologia profesională. Și dacă ea mă dă în judecată, eu mă duc cu proba asta în judecată. Dacă ea nu mă dă în judecată, atunci eu o să fac o scrisoare către Organizația Națiunilor Unite, unde ea spune că este expert ONU și expert a Consiliului Europei sau nu știu mai ce este ea, să văd unde este ea afiliată ca expert și o să trimite dintr-o scrisoare și o să spun, domnule, persoana asta din Republica Moldova, care este considerată persoană expertă în combaterea torturii, deci experta asta a fost torționarea mea, cel puțin prin faptul că și-a încălcat deontologia profesională și-a vorbit pe un chat cu niște pușlamale din târgul ăsta despre detalii despre aflarea mea în penitenciar. Eu, ca să mă înțelegeți corect, eu nu am motive pentru care să îmi fac griji. Îmi fac griji doar nici nu de reputația mea. Eu nu știu cum ar reacționa lumea dacă ar apărea secvențe din pușcărie, unde eu, este adevărat că la un moment dat eu nu l-am mai suportat pe personajul respectiv, am avut un conflict în celula aceea, dar nu știu dacă m-ar discredita, dar nu mi-ar face plăcere să apară secvențe din celula aceea unde am fost eu, nici măcar faptul cum făceam de gardă pentru ca să-l descurajez pe Cuzea să ne roadă bubenul. Dar acolo erau, ca să înțelegeți, eu la un moment dat în celula aceea am primit chiar un bilețel, maleavă se numește, în pușcărie, în care mi se spunea despre cum a fost pregătit într-un alt celulă în scenarea sinuciderii mele. Și eu am crezut în asta, nu știu dacă asta era real, dar eu am crezut în asta pentru că erau oameni pe lângă Voroni care vreau să facă chestia asta.
Eu mă tem că în pușcăriile noastre s-au păstrat aceleași reguli din pușcăria sovietică. Eu mă tem că lucrurile pe care le-am văzut eu în pușcărie sunt valabile și până acum. Iar tipa asta care a trecut filtrele Maia Sandu este deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Și despre alte panorame a Maia Sandu și a ceea ce zic ei că sunt vremuri bune, azi vă vorbesc în emisiunea asta, puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Războiul. Miza acestui război crește de la lună la lună. Și eu am să vă amintesc acum o istorie pentru cei care considerați că războiul nu este afacerea dumneavoastră, nu vă afectează pe dumneavoastră. Credeți-mă, vă rog, acest război, pentru care în fiecare zi se ridică miza lui, este aduce atingere oricărei activități de ale noastre de zi cu zi sau de lungă durată. Eu nu fac panică acum, eu n-am făcut panică nici în primele zile de război. Eu vreau să vă mai spun ceva, lucru pe care foarte mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Deci noi, membrii grupului meu, membrii grupului nostru de la Antimafie, numită altădată și acum formal se numește Antimafie, căruia noi îi spunem a doua republică, oamenii care împărtășesc aceleași idei, aceeași cauză cu mine, din primele zile acestui război, eu am declarat, iar eu sunt liderul acestor oameni și ei sunt de acord cu mine, noi am declarat că noi suntem gata să îngropăm securea războiului, să fim alături de această guvernare și să luptăm împreună cu ei împotriva eventualei coloane a cincea care poate porni aici în Republica Moldova și în eventualitatea unui război dacă ajung trupele rusești în Republica Moldova. Eu eram gata să pun mâna pe armă și să lupt. Eu aveam și oameni care ar fi stat alături cu mine și am fi luptat disperat împotriva lor. Deci eu și pe urmă după asta am făcut declarații publice și le-am dat de înțeles că sunt gata să contribui cu ce pot. Apropo, pentru cei care consideră că noi nu mai criticăm. Deci noi am vrut și ba mai mult decât atât, vreau să vă spun că poziționarea noastră politică, noi suntem practic în aceeași tabără cu ei. Noi împărtășim, deci cei ce împărtășim, noi declară și ei că împărtășesc. Noi nu suntem deloc în zona naționaliștilor ăștia de duzină, naționaliștilor ăștia viscerali. Noi nu suntem în zona ăstora care suveraniști, care strigă la noi în jurături din poarta bisericii, ne înjură de pe amvon. Noi nu suntem acolo, noi nu suntem sub poala popii, noi nu împărtășim, așa cum zic ei, valori tradiționale și așa mai departe. Noi împărtășim niște valori pe care ei, cei care se află alături de Maia Sandu, declară că le împărtășesc și ei. Și eu am zis că, domnule, dacă suntem din aceeași tabără, ca să fie foarte clar lucrul ăsta, deci noi suntem aici. Și dacă ei nu erau atât de tâmpiți, dacă ei nu terfeleau această cauză, eu eram alături de ei, fără pagoane, în sensul de epoleți, spun pagoane în sensul în care se înțeleg aici. Deci epoleți, fără slujbă, fără remunerare, fără nimic. Dar oamenii ăștia au mers din rău în mai rău. Oamenii ăștia au făcut numai figurații. Oamenii ăștia până acum, deci sunt, deci eu nu mai am nicio îndoială că statul ăsta a devenit dintr-un stat capturat, cum a fost pe timpul lui Plahotniuc, un stat ieșuat. Și elemente, factori acestui stat ieșuat sunt guvernul, Maia Sandu, astea sunt elemente a statului ieșuat. Maia Sandu, guvernul ei, instituțiile statului pe care se ține în mod formal și la modul managerial se mai ține cumva structura șubredă a acestui stat. Justiția este element a statului ieșuat, presa tot este element a statului ieșuat. Toate practic, deci cancerul ăsta a pătruns în toate instituțiile statului. Și eu vă vorbesc lucrul ăsta într-un moment crucial pe care îl trăim noi, într-un moment crucial a acestui război despre care vă vorbesc că se ridică miza. Pun punct aici, pun virgulă aici și merg la războiul din Ucraina pentru că e legat de ceea ce v-am spus aici. Și revin atunci când revin la poziția României în situația asta. Așa cum v-am spus, miza acestui război se ridică în fiecare lună, în fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare oră. De ce?
lumea asta nu-i bătută în cuie. Războiul ăsta a demonstrat până în detalii că nu există un centru de comandă a acestei lumi. Că toate teoriile conspirative, că stă cineva și pune la cale Rothschild, pe cine îl mai numesc ei acum, Schwab, la forumul ăsta de la Davos, deci Bill Gates, cine vreți, au inventat Rockefeller, Rothschild, dacă auziți, dacă ascultați pe smintiții ăștia, auziți o duzină de, ca și cum, stai, cum îi mai numesc ei, masoni, cazari, sioniști, ăștia, masoni și tot așa. Deci toate sunt cunoscute, termeni cunoscuți, sunt printre noi și sioniști și antisemiți și masoni sunt și antimasoni și homosexuali. Lumea asta este așa cum este și ca lumea suntem noi. Așa e construită lumea asta. Dar nu există un centru de comandă a homosexualilor pentru homosexualizarea acestei lumi. Nu există un centru de comandă a globalismului. Globalismul, așa cum am vorbit și altă dată, globalismul deci o căpată turație aproape necontrolată din momentul în care Columb o descoperit America, deci el și până atunci era un proces de globalizare, de la grădina lui Edem care se afla pe undeva printre Tigru și Eufrat, până la idealul greco-iudeu și comerțul în jurul Mării Mediteranei, acea civilizație greco-iudeie în jurul Mării Mediterane, până la civilizația creștină a continentului european și până la, vă spuneam, până la perioada post-columbiană, tot globalizarea a fost. Tot globalizarea a fost. Iar acum noi mai trăim și pe timpul unei dezvoltări în progresie aritmetică a tehnologiilor care produc integrări și mai departe. Și de aici s-au evit tot felul de conservatori, suveraniști, care luptă pentru valori tradiționale, care vă trimit la țară, la coada căprii, să nu vă îmbolnăviți de COVID, să nu vă vaccinați. Noastră cunoașteți toate teoriile astea aberante și lumea asta obscură în care trăim. Iar războiul a reliefat obscurantismul ăsta din estul Europei până la cote inimaginabile. Și războiul ăsta, ori ne dumerim pe timpul războiului ăsta, ori rămânem departe de civilizație. Și războiul ăsta, de atâta vă spun că miza lui se ridică de la o nebunie pe care a pornit-o Putin până la un conflict destul de serios a acestei civilizații, în care eu mă gândesc că la un moment dat civilizația occidentală o să spună: domnule, ia stați o clipă. Și eu sunt adeptul acestei acțiuni, acestei mize. Occidentul, la un moment dat, lumea civilizată poate spune la un moment dat: mai stați o clipă. Noi suntem deja 8 miliarde pe globul ăsta. Lumea crește cu pași rapizi. Noi avem niște smintiți care n-au evoluat decât au involuat de la Imperiul Țarist până la Imperiul lui Putin, au tot involuat niște maimuțe care, domnule, luptă împotriva omului, împotriva libertății omului, împotriva libertății de exprimare, împotriva drepturilor cetățenești, luptă din cauza unei teorii aberante. Și ei nu ascund, au declarat că ei ar putea să pună capăt acestei lumi pentru că au o armă atomică. Și ei au împărțit deja cine și unde pleacă după sfârșitul acestei lumi, că ei se duc în rai, iar noi toți ceilalți ne ducem în iad. Păi uitați-vă că în momentul în care ei au făcut această provocare, lumea asta trebuie să răspundă acestei provocări. Pentru că nu există alte ieșiri. Eu vă amintesc formula: să-i răspunzi nebunului după nebunia lui, pentru că doar așa nebunul noi nu vom înnebuni, iar nebunii nu vor trece drept înțelepți. Că dacă lași pe mâna lor și eu n-aș spune lucrurile astea, dacă pe noi nu ne-ar afecta războiul. Noi avem războiul, noi avem orice ăștia, orchi, le spun ucrainenii, orice ăștia, îi avem în jurul nostru, îi vorbesc românește.
Ei vorbesc românește la Chișinău, ei vorbesc românește la București, ei vorbesc românește în biserici, ei vorbesc românește la televiziunile din România. Spun încă o dată, miza acestui război crește în fiecare zi tot mai mult. Dacă la început lumea a spus, domnule, îi ajutăm pe ucraineni, le dăm armament, lumea civilizată a spus, domnule, le dăm armament să poată face măcar un război de gherilă, să slăbească Rusia asta care vine peste Iași, care o să-i ocupe până la frontiera NATO, măcar să poată rezista într-un război de gherilă. Și le-au dat javelinuri, le-au dat stingere, le-au dat cartușe. Și când ucrainenii au demonstrat că pot rezista în fața lor, au început să le dea armament. Nu atâta cât trebuie, nu atâta cât au avut nevoie, dar lumea asta a făcut un efort. Ce om simpatic este Duda, Duda, chiar dacă suverani, așa zișii suveraniști, așa zișii luptători împotriva globalismului și îl atribuie pe Duda ca pe un smintit al dreptei astea conservatoare. Ce frumos om este Duda, ăsta care ieri la Davos a spus arme, arme și încă o dată arme. O, să răpăd în capul meu pacifiști de acum. Dom'le, cum poți spui arme? Armele omoară oameni. Miza asta a fost ridicată de Putin și acum până nu dezamorsează lumea bomba asta care e Rusia, nu se mai termină războiul ăsta. Dacă altă dată lumea civilizată spunea războiul ăsta trebuie să termine cu înfrângerea Rusiei pe câmpul de luptă, eu cred că acum nu mai este suficient Rusia să fie învinsă pe câmpul de luptă. Pentru că nu vor exista lideri ruși care vor putea, după asta, după regimul Putin, să facă un regim care să fie acceptabil pentru această lume. Nu vor putea. Deci Rusia, la ora actuală, trebuie dusă acolo de unde au început ei războiul. Rusia va trebui să fie denazificată și, cel mai important, demilitarizată, deputinizată. Doamne, cum să spun mai corect? De bisericizată, scoasă din scoasă popimea asta obscură la marginea lumii. Diavolii ăștia în sutană scoși la marginea acestei lumi. Altă ieșire nu-i. Până acolo au ridicat ei miza acestui război. Ei vor să-l transforme în război religios, o să-l transformăm noi în război religios, nu ei. Ei vor să-l transforme în religios ca și cum biserica alături de Putin luptă împotriva unei lumi globalizate și homosexualizate? Ucraina nu și-a primit, deci nu a primit armamentul necesar care să facă o ofensivă. Dar uitați-vă, eu mă uit foarte atent ce spun experții. Rusia și-a pierdut, nu intrați în panică, nu credeți mizeria asta de șef al serviciului nostru de inteligență care a povestit că rușii au în gând să ajungă aici până în... Asta e provocare. Nu credeți provocarea asta. Nu credeți o altă panoramă publică, un adormit rus, chipul lui expert și anti-Putin. Unul Ilarionov care povestește de la adormire așteaptă despre cum au de gând rușii să ajungă în Găgăuzia și în Transnistria. Nu! Eu am vorbit despre planurile astea a Rusiei încă în luna aprilie trecut. Și am încercat să ajung și până la SIS să le spun lucrul ăsta. Am ajuns la deputați din PAS și le-am spus unde era diversiunea rusească și cum vroiau ei să ajungă. Nu știu dacă a avut impactul pe care mi l-am dorit eu atunci. Dar am vorbit și cu prietenii mei ucraineni și le-am spus de unde ar putea rușii să încerce. Dar atunci ei erau pe insula Șerpilor, atunci ei aveau capacități de operare în Marea Neagră. Acum nu, ucrainenii i-au oprit acolo unde trebuie. Și nu mai credeți diversiunilor astea că rușii mai sunt capabili să mai facă vreo ofensivă. Gata, capacitatea lor de a mai duce ofensive eficiente e terminată. Da, ei mai pot face încă mult rău. Ei au rachete balistice, ei au armă nucleară, asta e adevărat. Dar de frica asta noi nu putem să oprim ofensiva lor. Ei au încă mulți pușcăreași, dar de pe o linie de contact cu armata ucraineană, ei la ora actuală pot opera atacuri disperate cu mii și mii de morți. Cu tone de carne vie, pot opera pe un segment de front de 50 de kilometri. Și nici acolo n-au succes. Nu vor ataca ei Ucraina din Belarus.
Nu vor mai avea ei succese pe linia frontului pentru că capacitatea lor de război se epuizează în fiecare zi. Ea trebuia să fie coordonată cu capacitatea lor economică de a produce armament și echipament militar. Ea scade, iar ucrainenilor crește. Poimâine, pe data de 20, la Ramstein o să fie o consfătorie importantă a țărilor membre Ramstein, care sunt sigur că vor conveni asupra armamentului care să fie dat Ucrainei. Din ceea ce spun experții, Ucraina are o problemă de moment, o problemă logistică, nu de capacitate de luptă, ci de logistică. Da, ostașii ucraineni au obosit. Da, faptul că n-au avut suficient armament le creează tot felul de stări adeseori grele, foarte grele. Eu știu ce înseamnă oboseala de război. Credeți-mă, eu știu ce înseamnă oboseala de război. Eu știu ce înseamnă 4 luni de război. Ei cunosc mai multe luni de război. Unii dintre ei, fără rotație, au stat 5-6 luni pe câmpul de luptă permanent. Eu știu ce înseamnă oboseala de război. Eu știu cât de greu cât de greu suportă un om mediu, un om civil, care n-a avut experiența unor șocuri psihice, unor șocuri fizice. Un om care nu are suficientă motivație. Eu știu ce urgie este războiul. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că eu am avut în urma sârguinței mele, cred că cea mai motivată companie de carabinieri, 24 din 24 de oră, eu acestor ostași ai mei le predicam. Le predicam, făceam predici civile, unde le vorbeam despre ființa umană, despre motivații, despre rostul vieții. 24 din 24 de ore eu asta făceam în tranșei. Sigur că în pauzele dintre luptele care se dădeau. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite, mergem mai departe. Așa cum am spus, miza acestui război crește și va crește în continuare. Noi nu ne putem eschiva, nu ne putem sustrage acestui război. Nu avem cum să ne sustragem acestui război. Nu avem cum, nimeni dintre noi, dintre oamenii conștienți. Eu nu vorbesc de cei care trăiesc cu stomacul și cu ficatul. Nu. Eu vorbesc despre oamenii conștienți, despre oamenii care se întreabă în fiecare zi care este rostul vieții lor, oamenii care trăiesc pentru o cauză, care nu trăiesc doar pentru bucățica de pâine pe masă. Acei sunt oameni slabi în credință și acei oameni trebuie luați după noi. Trebuie să încercăm să le explicăm, să le lămurim, să în fiecare zi să le spunem. Dar miza acestui război crește și chiar dacă rușii nu mai pot ajunge la frontierele noastre, fiecare avem un cuvânt de spus, pentru că lumea civilizată va trebui să dea acest război, pe care Putin vrea să-l transforme și în război religios. Acum am să vă spun câteva cuvinte despre locul României în acest conflict, între această conflagrație mondială și mergem mai departe. De ce locul României și nu Republicii Moldova? Pentru că Republica Moldova este un stat ieșuat din toate punctele de vedere. Iar România nu este un stat ieșuat. Deci România doar nu este... România de ce nu este stat ieșuat? Pentru că România este angrenată în sistemul european. Dar România are multe pericole. Pentru că la guvernare în România au venit niște legume de la Iohannes și până la Ciucă Bucă, nu mai vorbesc de PSD-știi ceia. Deci în structurile de stat a României, clasa politică românească pe care a vrut să o schimbi coposul deci coposul, Corneliu Coposu a fost ultimul nobel al politicii românești. Numai că Revoluția Română pe Corneliu Coposu l-a prins deja bătrân și bolnav. Eu l-am cunoscut pe Corneliu Coposu și am fost și la mormântarea lui. A fost un om de înaltă ținută morală. El a stat
cred că 16 ani în pușcărie, nu știu exact numărul anilor care a stat în pușcărie, a rezistat în pușcărie. El a fost, cred că, șef de cabinet al lui Maniu în perioada interbelică. A rezistat în pușcăriile comuniste. A fost în timpul Revoluției, după Revoluție, în mineriadele celea, a fost scos cu tabu din sediul PNCCD, pentru că veneau minerii să-l linșeze. Corneliu Coposu a înțeles că are puțin timp la dispoziție și a reușit în perioada aia să trimite la studii niște oameni care cât de cât astăzi țin România plină de plutire. Apropo, despre locul României în această confruntare. Deci, România, din păcate, nu este un actor geopolitic. Când vorbesc despre un actor geopolitic și România trebuie să aibă jocul ei, deloc nu mă refer la suveraniști, la conservatori și la naționaliștii de dreapta. Nu la ei mă refer, nu la acțiunea lor, care spun, domnule, România e furată, ni se fură totul, companiile transnaționale distrug tot ce este românesc. Noi, românii, avem aici în România cele mai multe bogății din toată lumea și România ar putea să existe cu un zid chinezesc în jurul României și noi am putea să producem tot în România. Niște legende ceaușiste, repetate de niște smintiți care își mai spun naționaliști. Mulți dintre ei sunt și unioniști. Noi nu suntem acolo. Noi vrem ca România să aibă un joc propriu în cadrul regulilor lumii civilizate, în cadrul regulilor occidentale. Iată acolo, România are larg spațiu de manevră, care din cauza legumelor de la guvernare din România, această șansă nu îi se dă României. Înțelegeți? Că atunci am ști și locul Republicii Moldova, am ști și locul nostru a românilor din Basarabia. Și nu numai a românilor din Basarabia, dar și a minorităților naționale din Basarabia, care pot fi cam cu echiperii noștri, cu îndrumeții noștri, dacă noi am avea o limpezime în capul nostru. Nu să mergem pe mâna smintiților ăștia care își spun suveraniști. Am zis că îi blochez pe toți, nu mai vreau să-i văd. Toți șoșocarii ăștia, toți simionii ăștia, toți Călin Georgescu, tot felul de sminteală, care mulți dintre ei sunt agentura Rusiei. Încă. Imediat ajungem și la biserică. Vreau să vă spun acum, ca să mă înțelegeți foarte exact ce vă spun. Eu, la ora actuală, scot în evidență faptul că România noastră nu are un loc al ei în lumea occidentală, unde putea fi jucătoare cum este Polonia, cum sunt țările baltice. Înțelegeți ce vă spun? Ea avea și eu o să găsim timp și o să vă spun exact ce trebuie, am și spus și o să mai repet ce trebuia să facă România în situația asta. România a hotărât să fie ascultătoare, obedientă, dar din prostie, din cauza lașității papagalelor de la București. Nu mai zic de leguma asta pe nume Iohannes. Biserica. Biserica este un factor mare pentru poziționarea României. Și acum trebuie să vă spun niște lucruri la care o să mai revin. Legate de contextul războiului. Trec doar fugitiv și nu o să găsesc totul, nu o să numesc foarte multe elemente ca să nu îngreuiesc, nu fac prea stufoasă descrierea mea. Scurt, după 2014, după ce Ucraina și-a luat cursul clar spre europenizare, liderii Ucrainei au căpătat posibilitate să se rupă de... Că în Ucraina, credeți-mă, eu idealizez un pic Ucraina, dar Ucraina e o țară ca și multe țări din Est. Acolo există foarte mult popor de căcâna, de baiarășnic. Acolo există multă... Ucraina la față e ca și noi, ca și România, poate pe locuri chiar mai rău, numai că în Ucraina există o elită națională și i-o prins războiul cu niște oameni deschiși la minte, cum este echipa lui Zelenski, care
îi motivează pe ucraineni că au fost alegerea ucrainenilor să se reziste în fața rușilor. Nu i-au folosit nimeni pe ucraineni carne de tun, așa cum vă spun, occidentalii i-au folosit pe ucraineni. Da, eu v-am povestit mecanismul cum se mărește miza pentru acest război, dar război este alegerea ucrainenilor. Și ucrainenii devin ca nație acum și ucrainenii au o șansă mai mare decât România acum să devină o națiune europeană mai performantă decât noi toți ceilalți români. Deci, să revin ca să nu să trec să vă răspund și la întrebări. Biserica ortodoxă, ei o numeau, vă spun în rus cum se numește, ia că îți dau denumiri apropiate. UPC, Ucrainskaya Pravoslavnaya Tserkev, Moscovskaya Patriarhata. Prietenii mei din Ucraina îi spun Stalinskaya Patriarhata. Deci, din Rusia, în ortodoxia asta a noastră și mai ales ucraineană, a venit agentură a KGB-ului altădată să conducă biserica ucraineană. Pe urmă, agentură fesebistă. Deci, Ucraina a început după 2014 un curs, biserica ucraineană a încercat să devină autocefală. Și a obținut lucrul ăsta în 2017 sau 2018. A obținut lucrul ăsta să fie recunoscută de către Biserica Constantinopolului care se află, Patriarhia Constantinopolului care se află la Constantinopol, o altă patriarhie grecească, Patriarhia Ecumenică sau Patriarhia de la Ierusalim, deci câteva patriarhii au recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Și către biserica asta autocefală au venit mai multe eparhii. Nu foarte multe, nu, au venit doar puțin mai, chiar mai puțin de 50% către eparhia asta declarată autocefală. Foarte multe eparhii și preoți, tot clerul ăsta, toată rețeaua asta KGB-istă, fesebistă în Ucraina, a rămas cu patriarhatul stalinist de la Moscova. Și, deci, autoritățile din Ucraina au fost tolerante, nu au făcut presiune asupra lor ca să nu strânească o revoltă în societate, au aplicat niște metode, niște tehnologii în așa fel, încât să nu pornească un război religios în Ucraina. Este de accentuat aici că Patriarhia României a fost de partea Patriarhiei staliniste. În momentul în care bisericile astea despre care v-am vorbit au recunoscut autocefalia bisericii ucrainene, patriarhul Daniel și biserica română a rămas cu Kiril. Daniel chiar l-a primit în vizită pe Kiril și se pare că a mers și el la Moscova, la Kiril, în perioada în care Ucraina lupta pentru autocefalie. Asta o biserică care o creat în Republica Moldova o mitropolie și s-o rup de Patriarhia Rusiei. Și acum mitropolia asta stă chitit cu pașaport diplomatic sub poala lui Kiril, sub poala aceleiași biserici, pe care ăștia KGB-știi de la Moscova o consideră singura biserică canonică, adică regulii bisericești. E singura regulă bisericească dreaptă, Patriarhia asta KGB-istă a lui Kiril. Și din păcate, biserica noastră românească este într-o comuniune tacită cu biserica de la Moscova. Asta e adevărul. Acum, ceva mai grav. Apropo, despre îngrădirea drepturilor românilor din Ucraina, drepturilor să-și vorbească limba și drepturilor la slujbe bisericești în limba română, spun ei. Ei, iată acum se vede un lucru foarte grav. În perioada războiului, după o perioadă lungă după ce a început războiul, cred că la 4-5 luni de la începutul războiului, biserica asta a lui Kiril a început să devină un factor, a început să devină o coloană a cincea, dar una foarte agresivă și una foarte periculoasă în spatele frontului. Deci serviciile secrete ucrainene au fost nevoiți să intervină în eparhiile astea, să intre în mănăstirile cele și să găsească acolo literatură anti-ucraineană. Au găsit arme, droguri, au găsit tineri
adolescenți în robie sexuală în mănăstiri. Asta e adevărul. Iar în zona Cernăuțului, în zona Cernăuțului, o găsit, deci l-o găsit pe episcopul, mitropolitul Cernăuțului și Bucovinii, un oarecare ierarh Meleti, care eu am crezut, după felul cum îl sprijinea, după felul cum s-a pornit scandalul în România și după felul cum este sprijinit părintele, preotul, îmi pare că are și rang de episcop, Mihail Loghen Jar, român, din Bucovina. Eu am crezut că Meleti acela e român, ca să aflu că el este printre cei 18 ierarhi care acum sunt expulzați din Ucraina pe motivul că le-a fost retrasă cetățenia ucraineană și le-a lăsat doar cetățenia rusă, a cărui cetățeni erau ei. Iar Meleti ăsta de Bucovina, care e șeful bisericesc al lui Loghen Jar, trebuie să fie expulzat din România pentru că din Ucraina, pentru că nu mai are cetățenia Ucrainei. Iar Loghen Jar face acum predici și strigă de pe amvon. Îi spune lui Bartolomeu, capul bisericii patriarhiei de care aparține acum Mitropolia Ucrainei. Bartolomeu de la Constantinopol. Împuțitul ăla, îi zice patriarhului bisericii ucrainene. Meleti, asta strigă Loghen Jar. Deci, preot despre care propaganda românească, bisericească, vorbește că lui se încalcă drepturile de român. El predică în rusește. El, deci, este cunoscut în trecut. Da, el are o reputație de om credincios, oricât ar fi de straniu. Posibil că e credincios, nu știu. Deci, pentru că are un orfelinat de 400 de copii, le-au făcut condiții, mă rog. Dar el, acum, de pe amvon, strigă în gura mare și pledează pentru biserica rusă. Că el acum a înțeles că, de fapt, el a avut o reacție la începutul războiului de sprijina Ucrainei și de condamnarea invaziei. Dar acum el spune că acum el s-a domenit și a înțeles că este un război religios, satana, europeană și homosexuală a pornit război împotriva dreptii credințe a lui Kiril. Singurii biserici catolici ortodoxe. Și de ce v-am spus toată chestia asta? Pentru că aflu, există informații, și o spun public acum și o să o mai spun, că prigoniții de preoți ruși caghebiști își caută loc undeva pe sub poala lui Daniel să-și găsească, să-și facă ei o comuniune bisericească în România, fugăriți chipurile de regimul lui Zelenski. Doamne ferește să ne mai întâmple și asta. Doamne ferește să ne mai întâmple și asta. Am punctat lucrul ăsta și mergem mai departe. Încep să vă răspund de grabă la întrebări. Puneți un like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Bunii mei prieteni, statul ăsta este un stat eșuat. Reforma în justiție este eșuată definitiv. Am înțeles că Drăgălin, Viorica Drăgălin, care zis este procuror anticorupție în Republica Moldova, am înțeles că a venit în Republica Moldova. În orice caz, nu știe nimeni unde a fost ea, dar ceea ce este sigur, în biroul ei nu s-a făcut curățenie din data de 21 decembrie. Adică din data de 21 decembrie ea n-a fost văzută la Procuratura Anticorupției din Republica Moldova. Am înțeles că este la un post de televiziune acolo. Chiar sunt curios dacă o întreabă cineva și spune ea ceva despre modul în care luptă ea cu corupția în Republica Moldova. Deci, dezastru. Deci, ați văzut că furtunul ăla care este torționarul lui Stoianoglu a ajuns șefa apicicoxului. Deci, se întâmplă niște lucruri prea grave în instituțiile de drept ca să considerăm că lucrurile merg cât de cât bine. Așa cum v-am spus, noi am fi fost cu actuala guvernare și pentru toți cei care nu înțeleg ce facem noi, spuneți-le că noi, antimafie, grupul nostru
de la Republica, a doua Republică, noi ne poziționăm în felul următor. Deci noi suntem în aceeași barcă cu cei pe care ei îi numesc soroșiști, globaliști, cum îi mai numesc ei. Deci noi suntem acolo unde este lumea civilizată și care nu se caracterizează așa cum o caracterizează cei care luptă chipurile pentru unire, pentru suveranism și pentru valori conservatoare. Noi suntem, iată, dar nu suntem tâmpiți ca și ei. De-aia nu suntem alături de ei, pentru că guvernarea asta noastră este prea tâmpită ca să poți stai alături de ei și să faci ceva, pentru că tot ceea ce fac ei este prost. Nu reușesc să vă spun multe lucruri, poate am pierdut multe lucruri, multe timp cu chestia asta cu Anaracu, dar secătura asta va trebui să o scot la apă limpede. Și v-am spus de ce, pentru că eu în experiența mea de viață am avut un caz când l-am iertat pe cineva, am mai spus exemplul ăsta, care mi-a lovit mașina, a făcut un accident și eu am reușit să îmi scot copilul în brațe dintre mașină și tractorul lui. Și de vreme ce eram vecini și era cunoscut cu părinții mei și nu știu ce, crescusem acolo, am hotărât să-l iert. Iar pe urmă, peste două săptămâni, beat la volanul tractorului, l-a ucis pe tatăl camaradului meu de armă, cu care nu de mult venisem de la război. Și am zis că, uite, iertarea mea a fost un păcat. De fapt, a fost o acțiune proastă, din care cauza a murit alt om. Și din cauza asta, eu am hotărât să nu mai las secăturile astea să-și trăiască viață de oameni normali și chiar apreciați public. Am văzut mai multe postări. Dom'le, dar este o doamnă, dar luptă, panorama asta. Și v-am spus ce am să fac. Dacă nu mă dă în judecată, o să scriu pe unde este ea expert, că este torționară. Și o să aduc și probele. V-am spus ce probe am. Puneți un like, deveniți patroni și abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Nu v-am spus despre chestiune, cred, la fel de importantă, mediatică, a războiului mediatic din Ucraina și despre Aristovici, dar sper că mă întrebați și vă răspund. Așa, vă răspund la întrebări. Domnule Ocanu, Costiuc și alți critici PAS, dar mai spun ceva, doamna președinte, trebuie să facă curățenie. Mai au așteptări de la Sandu sau au început să îi spele imaginea de partid? Nu știu, eu mă strădui să nu știu cine e Costiuc, mă strădui mult, dar nu știu ce a spus Costiuc, dar eu am observat în ultimul timp o tendință de încercare de a o spăla pe Maia Sandu. Eu îmi dau seama de unde vine tendința asta și noi să ne rugăm. Mai multe panorame publice, Maia Sandu a fost indus în eroare, Maia Sandu e bravo, dar cei de la pasă sunt răi, nu oameni buni. Deci Maia Sandu este capul rălilor. Maia Sandu este o ființă puțină la minte. Deci un polițian copy-paste, o panoramă publică care mai este încă și foarte și foarte țâfnoasă. Asta ce face Maia Sandu nu este ambiție, îi țâfnă și are o obsesie de filtre, vetting, pre-vetting, dar toate iese prost. Asta, deci filtrele, vetting-ul, pre-vetting-ul, e idee fix, dar ce este ideea fixă în psihiatrie, vă puteți interesa, dacă nu, am să vă spun eu. Deci asta e o idee fixă din capul ei, care nu are nicio legătură cu realitățile. Deci Maia Sandu, așa cum am văzut eu o caracteristică de ei, are contacte episodice cu realitatea. Iar acum când se află puțin prin Republica Moldova, are contacte și mai puține cu realitatea. Și așa cum v-am mai spus, de la Gdzedzenghi, când a întrebat-o Natasha de Filat, ce l-ar întreba e pe Filat? Eu spus așa într-o limbă rusească alintată, Gdzedzenghi. De la Gdzedzenghi, Maia Sandu a ajuns la unde-i presa, care o mai ignorat-o după ce o scos o parte de presă în afara spațiului public. Acum o să întrebi unde-i Drăgălin. Nu-i Drăgălin, chiar dacă apare, am înțeles, la o emisiune televizată, nu-i.
Și tot așa o să, până o să întrebam noi unde-s ei. Nu. Deci cei care astăzi spun că Maia Sandu e bună, dar pasul e rău, deci ăsta ori stâmpiți, ori scumpărați. Scenariul Rusiei pentru Republica Moldova era anexarea Găgăuziei după modelul Crimeei și Vlah în fruntea noii regiuni în componare. Nu credeți prostiile astea. Nu credeți. Gata, nu există planul ăsta și nici nu a existat planul ăsta. Găgăuzia nu e. Era Transnistria și vreau să vă cred că nu în Găgăuzia se întâmpla lucrul ăsta. Lucrul ăsta se întâmpla la Chișinău. Nu Vlah. Nu credeți, Ilarionov, acela e un împuțit care nu mai are legătură cu centrul. Nu știu, e caghebist, nu e ca, asta mai puțin contează. Dar nu mai are legătură cu centrul și nici cu realitățile. Cum și ăsta de aici, de la servicii de securitate, nu mai are legătură cu realitățile. Nu mai credeți, războiul la ora actuală este cu totul în altă parte și are cu totul o altă miză. Decât ceea ce au fost în luna aprilie, când noi spuneam că cu adevărat asta se întâmpla. Dar nu Găgăuzie era miza lor. Și nu credeți în faptul ăsta că există mai mulți găgăuzi proruși decât moldoveni. Moldoveni sunt mai mulți proruși decât găgăuzi. Numeric vorbind. Găgăuzii sunt 120.000. Dar moldoveni bătuți în cap. Sunt peste 600.000. Deci moldovenii bătuți în cap dacă nu sunt 1 milion. Nu știu câți sunt. Dar moldovenii câți plecați, mulți și nu știm. Ar putea să fie și 1 milion. Deci moldoveni bătuți în cap, moldoveni de căcâna, de baiarășnic, sunt mai mulți decât numerii găgăuzii, bulgarii, rușii, ucrainenii luați împreună. Și ei nu sunt toți pro-Putin. La asta gândiți-vă, nu la găgăuzii. Добрый вечер, господин Макану. Как вы считаете, является ли Майя Санду агентом РФ? Не такой прямой, как Дадон, а более скрытный. Да, она, наверное, слепая мышь. Слепая мышь, которые, ну, слепые мыши были идеальными агентами для КГБ. Это либо люди со слабой психикой, люди с очень низким уровнем интеллекта. Эти люди являются слепой мышью, и они лучшие агенты КГБ и сейчас ФСБ, потому что в силу слабого ума они строят очень хорошую игру для этих спецслужб. Care sunt adevăratele relații dintre Maia și Șor, din moment ce Șor face favorul lui Filat, Leancă și alții exponenți ai PLDM-ului. Și ei au fost în echipa PLDM-ului, iar echipa PLDM-ului era sprijinită financiar de către Șor. Banii care ajungeau la PLDM, inclusiv salariul Maia Sandu în plic, tot de la Șor. Șor n-are proba asta. Dar lumea știe că plicurile veneau de la Șor și se împărțeau, aveau a doilea salariu în plic, cei care veni să muncească din patriotism pentru Republica Moldova. Deci salariul din plica Maia Sandu vorbește că era vreo 5.000 de euro. Dar Filat era un foarte zgârcit idei din buzunarul lui. Dar asta acum nu mai contează. Pentru că ei sunt în război pe adevăratria, numai că în momentul în care ei au încheiat tranzacția cu Transnistria, Șor, dacă ați observat, s-a dus din piață. Adică Șor nu mai este coloana a 5-a a Rusiei acum. Sau nu, el rămâne coloana a 5-a a Rusiei, ca și mulți alții. Dar nu mai au nevoie să acționeze pentru că Maia Sandu le-a făcut joc cu Transnistria. Asta e tot. Și dacă ei fac jocul rușilor cu Transnistria, la ce le mai trebuie lor să facă revoluții în Chișinău? La ce le trebuie preoților lui Kiril să fac campanie împotriva Maia Sandu când ei au mers la prezidențiale? A doua oară, dacă Maia Sandu face tot ce le trebuie lor. Vă salut, domnule Sergiu. Ce caută Sandu la un forum economic dacă ea reprezintă o țară fără economie și fără o dorință măcar de a face economie? Păi, nu, dar poți să cerșești ceva acolo. Poți, nici nu știi că le mai pică moldovenilor ceva. Nici nu știi că din cei bogați care se adună acolo aruncă așa un ceva pentru Republica Moldova și Maia Sandu spune. Am venit, v-am adus lapte în păsat. O să vă curgă lapte în păsat de la Davos. Bună seara, domnule Mocanu. Cum credeți? Unde se
înrolează mai mulți moldoveni în armata rusă sau în legiunea internațională ucraineană? Ce se va întâmpla cu ei după război? Nu știu ce se va întâmpla, nu știu câți luptă, dar asta deja aproape că nu mai contează. Bună seara, domnule Mocanu. Nu vi se pare straniu că Soros n-a venit la Davos? Coace vreo combinație, ceva? Mai oameni buni. Voi l-ați văzut pe Soros ăsta? Nu mi se pare straniu. Voi uitați-vă ce vârstă are Soros ăsta. Sau voi îl credeți nemuritor. Soros ăsta e o legendă. Da, este fondul și ala lui. Este ficiorsul, dar ce să mai facă el? Nu credeți în teoriile astea a conspirațiilor. Îi mai bine, credeți-mă, mai bine să greșiți în sensul în care le ignorați decât străiți cu ideea fixă că există o conspirație mondială împotriva noastră. Domnule Mucanu, ce o fi însemnat că PAS-ul a deschis ușa lui Gonța? Se gătesc de alegeri? Probabil, e greu de spus. Dar am văzut că a fost la Gonța Spânucel, dar nu a spus nimic. Chiar m-am uitat, dar n-am rezistat mai mult de 10-15 minute. Pentru că cred că la Gonța a avut cea mai grea emisiune, pentru că invitatul lui nu a spus nimic. Vă salut. Согласны ли вы с тезисом, что есть два типа русских, которые либо от Путина и вторые, которые считают, что Путин очень мягок и к остальному миру третьего не дано? И еще, русский народ – это результат политики Путина или наоборот? Путин – это воплощение русского народа и проводник их имперских идей. Я считаю, ну давайте так, не будем говорить русские, россияне, потому что я делаю отличие между русскими и россиянами. Россияне – это больше, чем этнические русские. Да? И вот россияне как нация, они отличаются и от нас, от меня, этнического румына, и от вас, если вы этнический русский. Вы наш русский, если вы мне задаете вопрос, вы, наверное, из Республики Молдова. А русский из Республики Молдова – это не россиянин. А россияне сегодня будут отвечать, у них будет коллективная ответственность за то, что они порождают такие уроды, как Путин, каждые 20-30 лет в своей истории. Россияне будут нести коллективную ответственность за то, что они творят. Все россияне. Русские нет. Русские Молдовы, русские Украины. Вы видите, я говорю на русском, и я легко перехожу на другой язык, потому что язык это, кроме того, что он носитель культуры, он язык это и инструмент общения. И когда мы говорим на разных языках, мы лучше понимаем друг друга, да, то есть россияне, не русские, а россияне будут нести коллективную ответственность. Я считаю, что россияне виноваты за то, что они порождают таких уродов, как Путин, как другие рядом с Путиным. Они породили это все, и они должны нести груз ответственности за эту войну много-много лет, может быть, даже этот груз не потому, что мы хотим, а может быть, будут нести и их дети, и внуки за то, что они сейчас натворили. Это большое преступление, это большое коллективное преступление, которое совершили россияне, не русские. Războiul sfârșește în acest an sau va dura mulți ani? Poate dura mulți ani, pentru că miza acestui război crește. Miza acestui război crește. Ceea ce știu eu sigur este că Rusia va fi, cu cât mai mult crește miza acestui război, cu atât mai puține șanse de supraviețuire a Rusiei în formula care o știm noi, are. Deci eu cred că miza acestui război trebuie să crească și acest război trebuie să se termine cu demilitarizarea, denazificarea, eu nu știu dacă asta e nazism. Nazismul totuși era un concept, era o cauză criminală, dar cauză. Ăștia n-au cauză, adică cred că greșesc când spun denazificare, demilitarizare, decriminalizare și multe alte lucruri care trebuie să se întâmple.
Nu mai putem trăi într-o lume civilizată cu o biserică canonică atât de obscură cum este biserica asta a lor, care nu-i credință, e doar religie. Bună seara, domnule Mocanu. Ce a făcut Maia Sandu la Oradea? Nu știu ce a făcut. Iar speculațiile că Maia... Nu a fost, cred că, într-o vizită privată. Eu cred că e ceva foarte banal. Nu știu ce a făcut și nici nu mă interesează. Pentru că asta nu contează. Domnule, eu nu știu de ce vă interesați așa. Ei au fost la Oradea. Ei și... Numai pe unde, dar nu mai contează unde merge el. La Oradea, peste drumul la Parlament. De ce mai contează? La Davos acum, ce mai contează chestia? Domnule Ocanu, ce se întâmplă cu Aristovici? Sau unii pentru o funcție de președinte sunt gata să se joace cu speculații? Deci trebuie să înțelegem că Ucraina deci are o elită. Ceea ce nu are Ucraina la ora actuală, nu are vreun înțelept sau doi bătrâni înțelepți. Așa cum au avut cehii, l-au avut pe Havel, sau cum l-au avut ungurii pe Arpad Gyöngy. Deci nu au, sau cum l-au avut pe foarte puțin timp, din păcate, românii pe Coposu, foarte puțin timp și nu reușit să facă lucruri palpabile și vizibile pentru noi români. Deci, iar tinerii ăștia cred că au și anumite confruntări între ei, iar plus război e o chestiune foarte complicată. Eu cred că Aristovici va rămâne armă redutabilă a ucrainenilor. Eu cred că el va avea și mai multă libertate, pentru că Aristovici în războiul informațional pe care l-a dus Ucraina în acest război, Aristovici cred că a avut și rămâne să aibă cel mai important factor. Indiferent ce s-ar spune, am văzut speculații de care vrei, am văzut panorame de este, este unul Goncerencu acolo, cred că e smintit băiatul acela, cred că e schizofrenic, nu știu ce e cu dânsul. Prima am văzut unii care au vrut pe seama asta să arate că stari și ei, că fenomenul ăsta Feigen Aristovici e un fenomen mediatic care trebuie studiat încă. Pentru că Aristovici aparte nu are atâtea, nu-l privesc atâția oameni și pe Feigen aparte, nu, nici pe Aristovici, nici pe Feigen nu-i privesc atâția oameni. Deci e un fenomen mediatic care a prins pe perioada războiului și el, într-adevăr, eu l-am ascultat permanent, trebuie să vă spun, m-a interesat. Omul ăsta e un om foarte interesant, e un om profund, un om foarte elaborat și un psiholog, cunoaște psihanalitică și filozofie și eu cred că un intelectual, pentru că Aristovici, dincolo de faptul că are o experiență de viață destul de mare, chiar dacă este mai tânăr ca mine, are o experiență extraordinară. Deci el este un intelectual, iar rolul unui intelectual este ăsta. Eu la ora actuală nu mai citesc intelectualii români pe care îi consider valabil, Patapievici, Pleșu, Liceanu. Eu nu-i mai pot citi la ora actuală, pentru că un intelectual care în vrem de răstriște nu își găsește rostul și rolul lui pentru a munci pentru comunitatea lui, a vorbi pentru oamenii lui. Deci, exercițiile lui intelectuale sunt din zona masturbării, iertați-mă de expresie, nimic altceva. Deci Aristovici și-a asumat un rol social, el fiind un om profund, el fiind un om foarte profund. În ceea ce ține de filozofie, sigur că smintiții nu o să înțeleagă lucrul ăsta. Pentru smintiții este alb și negru, sau numai negru sau numai alb. Smintiții moldoveni, români, ucraineni, pentru dânșii orice exercițiu de gândire îi a umbla cu fofârlica, există expresia românească. Orice ce nu ține de alb sau negru, mai departe, îi tot și umblă mântăgeaia că fofârlica Aristovice este și povestește el acolo. Și eu găsit expresii pe care le-a spus într-un context anumit, că o spus despre armata ucraineană în perioada aceea din 2014 încoace că e o tabără de odihnă a bărbaților. Era adevărat ceva, așa cum spun eu că moldovenii devin haimanali internaționale și se duc de parte, le place haimaneala asta prin lumea întreagă, le dă un anumit drive și o anumită pleacă de lângă soacră, de lângă copii, de lângă așa și haimanali internaționale. Așa au spus și el o expresie despre armata aceea, într-un anumit context, și pe urmă au spus de bine de ucraineni, și pe urmă au spus mai de rău. El ca,
ca o minte trează a acestei națiuni, poate să-și permită și să-i ocărască și să spună și lucruri de bine și mai departe. În mod sigur, ascultați-l pe Aristovici, ascultați-l pe Feigen, eu îi cred pe acești oameni și vă rog să-i credeți dumneavoastră. Nu facem idol din ei, eu nu prea v-am vorbit despre Aristovici, dar eu pe Aristovici îl ascult și îl consider om valabil. Și lipsa lui Aristovici din spațiu public poate trezi panică în societatea aceea. Că unii tot felul de smintiți povestească cu panică că vor să-i atașe din Belarus, că e Rusia iarăși e puternic și mai departe. Aristovici are menirea lui. Iar acolo unde ăștia au considerat că Aristovici o manipulat sau că Aristovici a spus, da, Aristovici a folosit armele mediatice ale războiului. Și dacă vreți, vă aduc un exemplu scurt acum ca să vă răspund la întrebări. Nu știu câte întrebări mai am. Să răspund la toate întrebările dumneavoastră foarte scurt despre un exemplu scurt de război mediatic. În perioada când Japonia încerca să provoace Statele Unite ale Americii la război, la un moment dat au început să le trimită niște lampioane care seamănă cu dronele de astăzi, care aveau la bordul lor lampioanele astea, aveau, știți ce sunt lampioane? Ele zboară, se mențin în aer și sunt într-un drive din asta, sunt într-o derivă de asta în aer, datorită faptului că au ceva, o lumnare sau ceva care încălzește aerul acolo și ele sunt mai ușoare ca aerul. Și ei puneau acolo un exploziv și le trimiteau spre litoralul Statelor Unite ale Americii. Deci asta e cunoscut în mijloacele de mass media ca o acțiune de război. Deci ei le trimiteau, iar autoritățile americane, pentru a salva populația lor de lampioanele astea care explodau pe litoral, au interzis presii să facă vreo trimitere la ele. Deci au manipulat prin omisiune faptul că lampioanele astea ajung și produc victime umane pe litoralul american. Iar japonezii, care n-aveau feedback de acolo, nu știau ce se întâmplă cu lampioanele lor, au considerat peste câteva luni de zile că lampioanele lor n-ajung până la litoralul american și nu mai are rost să le trimit. Și nu le-au mai trimis și au salvat foarte mulți oameni. Iată cam în sensul ăsta au acționat și Aristovici și alții care au vorbit în spațiu public și au liniștit populația și le-au dat informația necesară și adeseori nu le-au spus chiar totul și pe locuri unii au considerat manipulare, dar eu consider că acestea au fost arme mediatice admisibile pe timp de război. Bună seara, ce părere aveți despre creșterea ca pe drojdie a popularității lui Rizia? Nu știu. Bună seara, domnule Mocanu. Ați comentat scandalul legat de Alexei Aristovici. Cum considerați dumneavoastră, nu a pierdut acesta bătălie Zelenski în fața oponenților lui, mai ales a lui Poroșenko și FSB? E de vreme să facem asemenea aprecieri. Domnule Mocanu, ce are personal Șoșoacă împotriva lui Maia Sandu? Dar ea nu împotriva lui Maia Sandu are. Ea are o pornire a ei, are un vulcan în interiorul ei și nu e legat doar de ei, suveranistă, iar Maia Sandu o consideră soroșistă. Ce credeți despre vorbele lui Costiuc de aseară la Gonța? N-am privit, nu știu. Ce părere aveți despre, domnule Mocanu, despre avioanele NATO de spionaj în România? Deci astea sunt niște laboratoare care vor monitoriza mișcările armatei Rusiei. Eu cred că ele fac parte din ceea ce numesc eu ridicarea mizii de război. Deci acum va fi făcută ordine în logistica ucraineană de război. Ucrainenii vor fi înzestrați cu mai multe informații privind mișcarea trupelor ruse și dincolo de faptul că Rusia va primi o înfrângere pe câmpul de luptă în 2023, sperăm, Rusia va fi dezamorsată ca o bombă cu efect întârziat. Dacă Putin declară denunțarea acordului de neproliferare a armei nucleare și efectuează un experiment nuclear în Malaia Zemlea, ce va face SUA? Cum va reacționa clasa politică SUA? Noastră, faceți asemenea exerciții de imaginație, eu nu pot face asemenea exerciții de imaginație pentru că eu nu cred că Putin mai are atâta armament operațional, dar el mai are niște rachete, multe dintre ele care nu mai funcționează și mai poate face rău acestei lumi și arma nucleară rămâne un pericol ipotetic, dar eu cred că există la ora actuală suficiente
metode prin care Rusia va fi învinsă, prin ridicarea mizii acestui război și prin implicarea factorilor importanți. O să vorbesc data viitoare și de schimbare la nivel, o să mai revin la cum își schimbă doctrina de război Japonia, cum se schimbă China și multe alte schimbări care au loc în lume datorită ridicării mizei de război. Iar Ucrainei, în continuare, îi se atribuie cel mai mare, cel mai important rol într-un război complex, politic, diplomatic, economic, iar Ucraina este, îi se atribuie în continuare cea mai mare importanță, pentru că războiul la ora actuală și armele performante occidentale trebuie să răspundă nebunului după nebunia lui. Pentru că doar așa noi nu vom înnebuni, iar ei, nebunii, nu vor trece drept înțelepți. O seară bună, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și devenim patroni, dacă vă puteți permite. O seară bună!